Gabriela și cu Valentin au trecut testul familiei. Erau amândoi relaxați, cred că a fost bine. Eu am avut emoții în ceea ce privește pe Gabriela, pentru că trebuia să vorbească cu tatăl lui Valentin și mă gândeam că datorită discuțiilor cu doamna Flori și așa mai departe să nu fie și dânsul supărat să-i spună ceva care să o deranjeze, dar se pare că au trecut cu brio acest test. Amândoi erau relaxați. Doamna Flori spunea că urmează să fie ziua soțului și se gândea că poate vine și fata acasă de ziua soțului și poate o petreacă împreună și așa mai departe. Deci, un cuplu, să zicem că a scăpat. Vedem mâine în live despre ce s-a vorbit, dar faptul că erau ok după acest interviu pare să fi scăpat cu brio și să fie totul în regulă. Vom vedea la următoarele cupluri. V-am spus, mai am emoții pentru Viorel. Mă gândeam, dar Miruna cu cine vorbește? Dacă doamna Adriana este în emisiune și dânsa nu este căsătorită, cu cine vorbește Miruna din partea lui Cosmin? Chiar nu știu asta.